Mihai Sturzu, fostul membru al trupei Haikyuu, devenit pilot de avion, face show la microfonul aeronavei. Pasagerii l-au filmat în timpul unei curse de la Roma la București. Imaginile s-au viralizat. Pilotul ține să le explice pasagerilor de ce au întârziere. Discursul din cockpit este de-a dreptul emoționant. Fostul cântăreț povestește că el și colegii lui au trebuit să vină de acasă, de lângă familii, pentru a face cursa. Mai mult, le-a explicat oamenilor că pentru aterizare se va apela la pilotul automat, iar pentru buna desfășurare a zborului le-a cerut să oprească telefoanele mobile și alte aparate electronice, obișnuit cu microfonul din perioada în care a cântat. Mihai Sturzu știe cum să le vorbească pasagerilor. Se vede că are vorbele la el, e spontan. Nici nu cred că am auzit vreodată vreun pilot vorbind atât de mult și de frumos. Și mai ales dicția, majoritatea zici că înghit microfonul, a comentat un internaut la imaginile postate în mediul online. Ce drăguț e! Niciodată n-am auzit un pilot să dea atâtea detalii, atât de fain și atât de prezent. Mai ales la Wizz Air, unde customer care e sub zero, a mai replicat cineva. Românii care călătoresc de speruta aceasta îi recunosc vocea fostului artist. Cele mai frumoase anunțuri și cele mai faine aterizări sunt ale lui comandant Mihai Să. E o plăcere să-i asculți vocea. A comentat altcineva. Am zburat și eu cu el de câteva ori. Foarte mișto și naturale aceste mesaje ale lui, a mai spus un om. Și pe lângă toate astea frumoase, e și un om care se implică și care este un sprijin pentru copiii cu dizabilități sau aflați în dificultate. Îi mulțumesc, din nou, pe această cale pentru tot ce face. Mai spune cineva. Mihai Sturzu a luat decizia să se facă pilot de avion în 2012. Și-a luat licența pentru avion privat de mici dimensiuni la vârsta de 32 de ani, apoi și-a luat licențe pentru toate tipurile de avion. Ulterior a mers și la școala de piloți de linie, în 2017. Astfel, că la 38 de ani s-a angajat. După 10 ani de pilotat avioane mici, a devenit comandant de aeronavă.